Elena Lasconi, adevărata fața candidatei la președinție. Într-o perioadă în care România caută lideri autentici și transparenți, candidatul la președinție, Elena Lasconi, încearcă să-și construiască o imagine publică imaculată. Cu toate acestea, o privire mai atentă dezvăluie că realitatea diferă, plină de contradicții și controverse. Viața personală pare un eșec. La vârsta de 40 de ani, Elena Lasconi și-a întâlnit al doilea soț la cursurile de limbă engleză. Așadar, doamna Lasconi începe să învețe limba engleză la 40 de ani. În mod normal, acest aspect al vieții sale private ar putea fi considerat irelevant pentru candidatura sa. Însă, în cazul ei apare o altă problematică. În timp ce majoritatea copiilor români trăiesc vieți modeste, Lasconi și-a permis luxul de a-și trimite fata la Paris. Că de la Paris este educație de calitate, nu ca în România. Relația cu propriul copil este o mărturie dureroasă de reală. Fiica sa, Oana Lasconi, în vârstă de 31 de ani, a făcut dezvăluiri șocante despre relația lor. Aceasta susține că este dezgustată și dezamăgită, dar și șocată de propria mamă. Oana a descris-o pe Elena Lasconi ca fiind homofobă. Aceste acuzații sunt atât de grave, având în vedere că Elena Lasconi provine dintr-un partid cunoscut pentru promovarea drepturilor comunității LGBT, iar acum se prezintă ca o apărătoare a familiei tradiționale. Aceasta susține că ea este creștină și ortodoxă și consideră că familia este formată dintr-o femeie și un bărbat, arătându-și astfel ipocrizia. În plus, Oana Lasconi, fiica acesteia, a dezvăluit că a fost forțată să mintă ziarele despre relația minunată pe care ar avea-o cu mama sa. În cariera politică, aceasta a luat mai multe decizii controversate și măsuri exagerate. Pe plan politic, Lasconi a fost implicată în decizii extrem de discutabile. În calitate de primar al Câmpul Lung Mușcel, a cerut instalarea unor uși de termoscanare în primărie care să nu se deschidă dacă temperatura persoanei este mai mare de 37,3 grade Celsius. Această măsură, deși poate fi văzută ca o încercare de a proteja sănătatea publică, a fost considerată exagerată și nejustificată de mulți locuitori, chiar și în perioada de pandemie. De asemenea, decizia de a destitui din funcția comandantul poliției locale și șeful administrației piețe pentru neimpunerea regulilor anti-COVID coronavirus a fost privită de unii ca o mișcare autoritară. Cine nu face cum vrea ea, zboară, indiferent dacă Elena Lasconi are sau nu dreptate. Evenimente de lux și cheltuieli nesăbuite. Lasconi a fost criticată și pentru organizarea unei paranghelii la Câmpul Lung, unde doar scena și artificiile au costat 17.800 de euro. Despre artiști, nici nu vrem să știm cât au costat. Într-un oraș mic, unde resursele sunt limitate și există numeroase nevoi urgente, astfel de cheltuieli sunt considerate nesăbuite și lipsite de respect față de contribuabili. În concluzie, Elena Lasconi încearcă să se prezinte ca un lider modern și empatic, dar acțiunile și trecutul său spun o altă poveste. Adevărata fața candidatei la președinție este departe de o imagine pe care încearcă să o proiecteze. Alegătorii merită lideri care sunt sinceri și transparenți, nu pe cineva care își construiește o mască publică pentru a ascunde adevărul. Vreți să aflați mai multe despre Elena Lasconi? Abonați-vă și urmăriți-ne materialele viitoare. Care este următorul candidat pe care vreți să-l vi-l arătăm așa cum este cu adevărat? Lăsați-ne în comentariu.